Așezați-vă și simțiți-vă confortabil. Ron, Katie, asta este o masă tradițională românească și mă bucur să fiți invitații mei la masă. Stăm la masă cu americanii și ne bucurăm pentru că avem produse românești 100%. O să vă arăt ceva imediat, dar trebuie să fac rost. Peggy, fă-mi rost de o papiotă de ață, că vreau să-i dau pe spate pe invitații mei. O să vă explic despre ce este vorba. Okay. Întâi, mă bucur că sunteți la masă. Mulțumesc. Sper că n-ați mâncat nimic. Înțeleg mai bine că vorbesc. So, mulțumesc, I'm safe. Mulțumesc. Da, mulțumesc, e safe. Dar, Ron, eu știu că tu vorbești foarte bine românește. Sometimes. Dar de înțeles... Înțeleg mai bine că vorbesc, da. Înțeleg mai bine că vorbesc. Perfect. Katie, la fel, știu că vorbește românește și că înțelege. Nu ca Ron, dar... Exact. Dar destul de ok. Vreau să vă întreb, de cât timp sunteți în România? 2,5 years. De 2 ani și jumătate. De 2 ani și jumătate, Kate și Ron? La fel. Tot de 2 ani și jumătate? Exact, the same. Foarte bine. Vreau să-mi spuneți care este lucru care v-a plăcut cel mai mult când ați ajuns prima dată în România? Prima dată când ați venit în România, ce v-a plăcut cel mai mult la țara noastră? I fell in love with Vișinată. Mi-a plăcut foarte mult Vișinata. Avem încă măruța Vișinată? Avem? Avem. Așa? Vișinată. Asta, deci asta a fost primul, cum să zic, prima cunoștință cu ceva culinar românesc, nu? Și cu ceva tradițional românesc, Vișinata. Yes, yes, exact. Ron? Exact. Sarmale. Sarmale? Yes. Love sarmale. Serios? Îmi plac la nebunie sarmalele. Avem sarmale. Perfect. Perfect, pentru că sunt produse tradiționale românești. Și Kate, numai o secundă că trebuie să o servesc întâi pe Katie. Câte? Două? Doar două? Ok, 4. Asta e, pentru că la noi în România, așa e, suntem foarte ospitalieri. Și avem aici sărmăluțe românești, foarte frumos. Okay. Vreau să vă întreb ce zonă vă place cel mai mult din România și pe unde ați fost în această perioadă și v-a plăcut foarte tare. Pune și puțină varză. Am văzut atât de multe. Bran, Iași, Cluj, Constanța. Ploiești, Bran, Ploiești. Și la Bran, frumos? Bran, Peleș. Foarte frumos. Trebuie să vă fac o recomandare să existe pe harta prietenilor noștri din America și Târgu Jiu. Eu sunt născut la Târgu Jiu, Ron. Târgu Jiu? Târgu Jiu, da. Iar acolo găsim operele lui Brâncuși. Câte? Da. 4 la fel. 4, toate așa, 4 să fie. Uite, asta este o mâncare tradițională românească. Nu dăm niciodată greș cu ea, sarmale. Sarmale, yes. Până să veniți în România, ați mâncat vreodată sarmale? Perfect. I have. Da. But I'm sure this is going to blow me away. Însă sunt convinsă că aceste sarmale mă vor impresiona în mod deosebit. Profesorii noștri români ne-au pregătit sarmale. Normal, niciodată nu dăm greș cu sarmale. Sarmalele se mănâncă foarte bine. Pun și-o tot 4, din politețe, că aș fi pus 10. Am pus totuși 5. Le pun deoparte aici și numai o secundă. Peggy, mi-ai făcut rost de ață? Aruncă în papiota aia, Ana. Vino, aruncă, așa, hai. Perfect. Pentru că în România... Da. Să vă arăt ceva, Ron. Mămăliga se taie cu ață. Uite aici. Ia. I saw this on TV. I didn't see it in real life. Am văzut așa ceva la televizor, dar niciodată în viața reală. Exact. Uite aici cum tăiem noi mămăliga cu ață. Uite aici. Cum e? Perfect? Așa. Și vă rog frumos să... You've done this before. Ai mai făcut așa ceva și înainte. Normal. Câtă mămăligă am mâncat eu la viața mea? Câtă mămăligă? Numai o secundă. Vă rog frumos. Să servim. Ron, uite aici. Avem mămăligă. Katie, avem mămăligă. Poftă bună, avem și brânză, avem... Da, sunt la dietă, într-adevăr, nu și-a dat seama câtă mămăligă am pus. Dar vreau să vă zic ceva. N-avem voie la televizor, dar așa se primesc oaspeții, nu? avem o țuică adevărată. N-avem vișinată, Katie, dar țuica asta este exact ce trebuie. Vreau să vă întreb, în America, ce... Schnaps? Schnaps? Yeah. Schnaps. Am văzut eu filmele cu cowboy și au ceva foarte tare. Au ceata. Așadar, noroc, România, să românim împreună. Doamne ajută! Cum e, Ron? Foarte bun! Să știi că suntem la televizor, dar asta trebuie... Dintr-o dată! Da. Sau mai bine nu, nu? E foarte tare! E foarte tare! Că, da. Așa că o să vă rog să-mi spuneți cum sunt sarmalele. Katie, până guști puțin din sarmale, te rog frumos, avem și pâine dacă nu vă place, mămăliga. Ron, vreau să te întreb. În America, tradițional e burgerul, nu? We have a few other things, but yes. Ce mai aveți? Printre altele, da. Mai avem puiul prăjit, carnea pe grătar, burgerul, cheeseburgerul, deci burgerii mâncarea mexicană. Dar și puiul prăjit e un produs specific american. Acum, adevărul e că în funcție de regiune găsești o mâncare specifică diferită. În nord, unde e mai frig, se mănâncă mâncăruri gătite mai grele, mult pește, apoi aproape de granița cu Mexicul, mâncarea e mai picantă și se mănâncă feluri de mâncare specifice din Mexic. Foarte frumos. Întrebarea este, acum în perioada sărbătorilor mergeți acasă în America? Right. Thanksgiving just happened, actually. Exact. Which is one holiday, which is awesome, and it's a great. Am avut ziua Recunoștinței, o sărbătoare la care se mănâncă curcan, sauce de affine, cartofi dulce, dovleac, plăcintă cu dovleac. Și ne pregătim pentru Crăciun. Pentru Crăciun vom avea mâncăruri destul de asemănătoare cu cele de până acum, plus dulciuri. Cât poți să transporti pe avion? Poate vorbim cu Ron și cu Katie și ne aduc ceva din America. N-aveți voie cu mâncare pe avion, Ron? Good question. I'm sure. Sunt convins că pot aduce ceva din Statele Unite. Ce anume-ți dorești? Ce e pe lista ta? Orice pentru cămăruța noastră. Vă zic că poftă mare, să-mi spuneți cum sunt sarmalele și... Foarte bună. Foarte bună. Vă dați seama, oameni buni, că eu n-aș fi mâncat acum pur și simplu, dar sunt invitații la masă și pur și simplu... Cum e? Delicious. Delicios. Este? Foarte bun. Da. V-am zis că o să le placă. Nu dăm greș niciodată cu sarmalele. Sunt exact ce trebuie. This is fantastic. Sunt bune, nu, Ron? Sunt nemaipomenite. Foarte bune. Foarte bune. Să știți că avem și o selecție de brânzeturi românești, pentru că vrem să vă impresionăm și să vedeți ce mâncare gustoasă avem noi. Ia uite aici, selecție de brânzeturi, da? Pentru că astăzi vreau să gustăm România. Sunteți aici de 2 ani și jumătate și vrem să vă arătăm câte produse culinare extraordinare avem, câte... dansuri senzaționale avem, așa că vrem să vă arătăm România, să cunoașteți mai bine România. E bun? Foarte bun, absolut. Mâncarea românească este delicioasă. Era mai slabă în urmă cu 2 ani. Dar din cauza faptului că e atât de delicioasă mâncarea din România, ce să facem? Deci nu pot să cred, adică, Ron, de 2 ani și jumătate de când ai venit în România, ai luat câteva kilograme în plus? Din păcate, da, trebuie să recunosc, pentru că România are de oferit mâncare nemaipomenit de bună. Cam câte kilograme? Nu voi recunoaște acest lucru în mod public, rămâne între mine și cântarul meu. Nici măcar cel care mă antrenează la sală nu știe. Nici în fața lui nu am recunoscut. Uite, vreau să te întreb ceva. Katie, e ceva care nu-ți place în România? Și acum, serios, ce te enervează? Adică nu mă refer doar la mâncare sau, eu știu, la lucruri cu care te întâlnești în fiecare zi, e ceva care nu-ți place la noi? Dar sincer, așa, te enervează ceva în București, în România? Oh. Am înțeles, Katie, yeah, diplomat, nu poate să răspundă. Oh, yes, traficul din București. Traficul și șoferii români. Sunt prea nervoși? Sunt agresivi. Deci sunt prea... Sunt puțin cam prea agresivi. Deci traficul și șoferii din București. Ron? Același lucru, traficul de aici. Da, e vorba doar de traficul din interiorul orașului. Cum o pornești spre alte zone ale țării, totul e în regulă. Sunt prea multe mașini aici în București. Suntem bogați. Și sunt multe mașini scumpe în orașul ăsta. Multe. Avem un fel de salon auto în fiecare zi prin București. Vroiam să te întreb, conduci, Ron, în București? Da, da, conduc. Și tu, Katie? Sigur. Foarte tare. Sigur, în fiecare zi. V-a zis, Katie și Ron vorbesc românește, deci în fiecare zi. Înseamnă că îți place aventura, Katie? Da, întotdeauna. Totul e o aventură zi de zi. Vreau să vă întreb, aici în România ați venit și cu o parte din familie și cu oamenii care vă sunt foarte, foarte apropiați? Fratele meu a venit în vizită, sora mea locuiește aici, iar mama și soțul ei mă vor vizita de Crăciun. Foarte frumos! O să vină să petreacă Crăciunul în România? Da, și sunt foarte entuziasmați să petreacă aici Crăciunul. Să vadă toate piețele, toate târgurile de Crăciun, toate luminițele, să guste din vinul fiert. Și din țuica fiartă de Crăciun nu trebuie să lipsească țuica fiartă. Ron, vreau să te întreb, tu ce știai de România înainte să vii aici? Am mai fost aici în calitate de turist și mi-a plăcut foarte mult. Mai întâi am vizitat Timișoara, după câteva luni am vizitat Bucureștiul și mi-a plăcut România. Mi-au plăcut oamenii, țara, energia acestei țări. E un loc foarte frumos. Atunci când a apărut ocazia de a lucra la ambasada de aici, am ridicat mâna și mi-am dorit să ajung aici. Am fost foarte entuziasmat. Foarte frumos. Adică e posibil după ce se termină mandatul în România să rămâi aici, în România? Nu, însă aș putea reveni. Sau dacă găsesc o soție pe aici, oricum mi-aș dori să revin. Foarte, foarte frumos. Eu mă bucur că astăzi ați venit la masă. O să vă rog să gustați și brânzeturi. O să vă rog să gustați și din produse tradiționale românești de porc. Aici avem fasole bătută. Știți ce e asta? Oh, yeah, fasole, the beans. Oh, yeah. Mulțumesc. You like it. I do like that. Deci e preferat, Ron, nu? Și să știți că noi suntem dispuși, adică echipa emisiunii, să mergem și noi în America. Dacă ne invitați, adică noi chiar venim în America. E o țară frumoasă. Deci să înțeleg că ne invită și pe noi, nu? O să mergem acolo. Vreau să vă spun că am și câteva cadouri ca să plecați cu amintire de la emisiune. Și numai o secundă. O să facem în felul următor. Cozonac, da, Katie, cozonac. Cozonac. Ron, aici avem... Ne place la nebunie cozonacul. Avem o țuică. Avem o țuică. Avem un vas românesc, oltenesc, în care se poate depozita țuica. Este pentru apă, pentru țuică? Mai bine pentru țuică. Merge și apă, dar mai bine cu țuică. E mai... Katie, perfect. Cozonac. Și uite, asta am primit noi de pe la ansamblu. E țuică tradițională românească și cozonac. Îți place cozonacul? Oh, I love cozonac. Oh my gosh, da? Îmi place grozav de mult. Este care și miroase grozav. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Miroase grozav. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Vă mai așteptăm cu mare plăcere să veniți aici. Am fost onorat că ați venit astăzi. Oameni buni, noi o să luăm publicitate ca să putem să gustăm produsele astea românește așa cum trebuie. Mulțumesc mult de tot, Ron, mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult de tot, Katie, și vă mai aștept oricând cu mare drag aici la masă. Mulțumesc, absolut. Perfect. Can we stay and eat all of this? Da. Putem rămâne să terminăm tot ce e pe masă? Acum luăm puțină publicitate și rămânem oameni buni. Să terminăm și noi ce avem de mâncat.